Deci este ziua iertării și dacă nu vă deranjați, v-aș ruga să vă ridicați în picioare, da, pentru că aș vrea să terminăm cu vrajba asta dintre voi, pentru că toată România suferă. Da, noi nu suntem... Dați după aia! Promit că dați după aia. Da. Și o să vă rog să repetați. Domnul Răzvan, sunt aici între dumneavoastră. Deci, o să vă rog să repetați după mine și să terminăm o dată cu vrajba, să vă iertați unul pe celălalt, pentru că sunt prea mulți ani de când vă dați la joc. Așa, începem cu domnul Răzvan. Bilibici, popici? Nu. Nu. Deci, să repeți după mine. Te iert, Dani. Te iert. Te iert, Dani. Hai zi, mă. Te iert, Dani. Nu-i omorâ, mă. Pentru că ești mai scund decât mine. Pentru că ești mult mai scund decât mine. Te iert, Dani. Te iert, Dani. Pentru că ai băgat o grămadă de bani în mașinile alea scumpe în loc să-ți iei costume. Spune-ți. Pentru că ai băgat o grămadă de bani în mașinile alea scumpe în loc să-ți iei costume. Te iert, Dani. Te iert, Dani. Pentru că nu aduci cafea la platou, dar totuși bei. Cafea e de o săptămână. Păi lasă un pic, e ziua iertării, ușor, că ți s-a făcut cuta asta. De mi se pare că mă pot ascunde în ea. Păi eu... Te iert, Dani, că deși bei cafea de luni de zile, abia ai adus 3 boabe, dar sigur, unice în România. Te iert pentru că și eu am păcatele mele. Te iert. Spuneți. Nu pot să zic neadevăruri. Te iert pentru că și eu am păcatele mele. Păcatele mulțumesc mele. Domnul Dani. Eu. Te iert, Răzvane. Da, trebuie să intru și eu în asta? Da, da, eu zic că a fost suficient. E între, nu, e între voi doi, trebuie să oprim vrajba. Da. Te iert, Răzvane. Te iert, Răzvane. Pentru că folosești cuvinte pompoase pe care ceilalți nu le înțeleg. Pentru că folosești cuvinte pompoase pe care ceilalți nu le pot. Se cheamă vocabular bogat. Care-i problema? Mă rog, da, domnul. Te iert, Răzvane. Te iert, Răzvane. Pentru că în tinerețe îți făceai părul creastă. Pentru că în tinerețe îți făceai părul creastă și acum nu mai e din ce. Te iert, Răzvane. Da, la ceafă. Pentru că de 4 ani bei din cafeaua adusă de mine. Te iert, Răzvane, pentru că de 4 ani bei din cafeaua adusă de mine și susții că o aduci tot tu. Te iert pentru că și eu am păcatele mele. Te iert pentru că și eu am păcatele mele. Te lepezi de satana. Acum poți ruta mireasa. Hai, du-te la loc. Bun, hai să începe ziua bine pe